Vlad Bărburaș Trifa are 31 de ani și este agent de poliție la postul de poliție Buciumi. Marți dimineață, la ora 7:30, se deplasa cu autoturismul personal către serviciu, moment în care a observat pe strada Coșu din municipiul Zalău o borsetă. Fără să stea pe gânduri, polițistul s-a oprit, a luat borseta și s-a deplasat la poliția municipiului Zalău. În borsetă se aflau actul de identitate al unui bărbat din județul Sălaj, 50 de euro, 300 de dolari și 38.000 de lei. A identificat în scurt timp proprietarul, a luat legătura cu acesta și i-a transmis că borseta cu banii și actul de identitate sunt în loc sigur. Bărbatul s-a deplasat la poliția Zalău, de unde și-a recuperat bunurile. Cu lacrimi în ochi, a mulțumit polițistului pentru gestul făcut.